Bun găsit la o nouă ediție de cealaltă Basarabie. Sunt Leanca Grițcan. Iată ce veți urmări astăzi. Am primit o veste nemaipomenită atunci când s-a spus că se preconizează un turneu prin Europa organizat de Guvernul Republicii Moldova, de Ministerul Culturii. Aoleu! Am zis, wow! Chiar? Eu abia aștept să merg, pentru că am prieteni de copilărie. Cei mai buni prieteni ai mei sunt acum în străinătate. Să vină oamenii, să aibă acea emoție, să le prindă bine acea hrană pentru suflet pe care le-o aducem noi de acasă. Să fie mai aproape de casă și noi să fim mai aproape de ei. Într-o lume cu oameni ce își trăiesc bucuriile la distanță, iar timpurile sunt schimbătoare, cine aduce sentimentul de acasă în inimile noastre? Cine ne trezește amintirile de cândva și cine ne cheamă rădăcinile noastre? Cine suntem noi departe de patrie, fără tradiții și fără limba maternă? De la aceste permise a pornit ideea unei trupe de teatru din Moldova, care a gândit nu doar un spectacol pentru cei plecați departe de casă, ci și un traseu către trecutul nostru și o conexiune profundă cu moștenirea noastră culturală. La începutul lunii martie, cu multe emoții și dorința de a împărtăși povești ce transcend granițele, actorii de la Teatrul Național Mihai Eminescu au pornit într-o călătorie epică prin Europa. În pragul unui eveniment cultural de amploare, diaspora moldovenească din Portugalia, Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Irlanda și Belgia se mobilizează pentru a pune la punct ultimele detalii. Suntem foarte fericiți că Teatrul Național Mihai Eminescu va ajunge și pe la noi. Atunci când am aflat că Teatrul Național pornește într-un turneu în întreaga Europa, am fost plăcut surprinși și foarte bucuroși să vedem că și Frankfurt este pe listă. Timpul petrecut alături de așa o echipă extraordinară este un timp de valoare. Vă așteptăm pe toți cu drag. Duminică, 10 martie la ora 15, în Salbau, Niederstrasse 107, în Frankfurt, să privim împreună piesa superbă de teatru Steaua fără nume. În frumoasa Spanie, trupa Teatrului Național Mihai Eminescu își va împărtăși povestea în două orașe de poveste, 12 martie la Madrid și 14 martie la Santander. De la atmosfera vibrantă a capitalei Spaniei, Madrid, până la farmecul pitoresc al orașului Santander de pe malul mării, organizatorii din diasporă se pregătesc să aducă magia spectacolului Steaua fără nume în inimile și sufletele publicului. Am aprins Cantabria, am mobilizat toate căile de publicitate, atât în rețele de socializare, cât și în colaborare directă cu autoritățile locale. Lucrăm, suntem o echipă de 8 persoane care vor pune umărul și vom ajuta în mod direct artiștii aici pe loc. Distribuim invitațiile, răspundem la întrebări, mobilizăm lumea. Dacă e să aprofundăm un pic, îndrăznesc să spun că este o afirmare ca națiune. Este momentul când ne reamintim cine suntem, ce limbă vorbim, de unde venim și încotro mergem. Este momentul când toți ne vom uni într-o încăpere și vom respira cultura. Inițiativa aparține Guvernului Republicii Moldova, care, împreună cu Biroul Relații cu Diaspora și Ministerul Culturii, organizează campania Mărțișor în toată lumea, în cadrul cele de-a 58-a ediție a Festivalului Internațional Muzical Mărțișor. În Franța, emoția și nerăbdarea cresc odată cu apropierea datei de 2 aprilie, când spectacolul Steaua fără nume va ajunge și la ei. Mă numesc Leia Chirinciuc, sunt fondatoarea Galerii Moldav în Franța și o filială în Italia de 10 ani, promovând arta, promovând artizanatul, cultura, gastronomia Republicii Moldova în statul francez, auzind de devenirea Teatrului Național Mihai Eminescu în Europa, m-am bucurat foarte, foarte, foarte mult, pentru că eu de mulți ani nu am auzit un spectacol în limba română și un spectacol jucat de actorii noștri basarabeni. Și asta va fi o ocazie mare pentru a vedea și auzi și a simți
acest spectacol. Într-o călătorie ce străbate continentul european, trupa Teatrului Național Mihai Eminescu aduce pe scenele lumii o poveste magică și încărcată de emoție. În spectacolul lor emblematic Steaua fără nume, ei promit să aprindă scânteia culturală în inimile a sute și chiar mii de conaționali aflați în diasporă și nu doar. E un proiect de vis care devine și o realitate, grație susținerii Guvernului Republicii Moldova și Ministerului de Culturii, Ministerului de Externe, prin acest proiect Diplomației Culturale și, bineînțeles, Biroului Relației cu Diaspora, care s-a implicat și cu, nu numai cu sufletul, dar cu dorința de a duce teatru în luna martie, de a face mai aproape pentru concetățenii noștri, să fie mai aproape de casă și noi să fim mai aproape de ei. Spectacolul Steaua fără nume nu este doar o simplă reprezentație teatrală, ci o călătorie captivantă într-o lume transpusă cu migală de regizorul Alexandru Cozub. Cu o scenografie creată de talentatul Iurie Matei, fiecare detaliu este pus în valoare pentru a sublinia magia și profunzimea poveștii. Este un spectacol pentru toată lumea, pentru toate vârstele, pentru că este o poveste de dragoste cu o trenă de gândire după, cu o temă pentru acasă, pentru că asta ar trebui să fie impactul teatrului, să te facă să gândești. Un spectacol în care sper să se regăsească toate femeile în personajul meu, așa pe alocuri, nu neapărat soarta ei, pentru că toate femeile își doresc să fie iubite, să fie fericite, asta își dorește și Mona mea. Eu simt așa fluturi în stomac de parcă ar fi ca la prima dragoste, știi, că e primul turneu oficial în care jucăm pentru concetățenii noștri. Și noi am mai fost în turneu și în toamnă, dar acum, în special pentru ai noștri ne ducem, pentru că mereu ni se imputează că atunci când vin moldovenii acasă, noi suntem sau în concediu sau în plină montare, că se întâmplă în luna iulie-august, când au și ei concediu. Bine, asta e o oportunitate. Steaua fără nume este un spectacol, chiar din punctul meu subiectiv de vedere, un spectacol foarte bun, un spectacol la care noi, cei 10 actori care suntem implicați, ținem enorm, un spectacol cu multă căldură, cu mult umor drăguț, un umor care nu este băgat pe gât, un umor care vine de la sine și care suntem siguri că o să ajungă mai aproape de spectatorii noștri. În spatele cortinei se ascunde o frumoasă poveste de dragoste, plină de emoție și învățăminte. Cu fiecare scenă, spectacolul Steaua fără nume va captiva inimile și va pune pe gânduri pe spectatori. În lumina reflectoarelor, dragostea se conturează într-un tablou complex, oferind publicului nu doar divertisment, ci și o reflecție profundă asupra iubirii și a sensului vieții. E o frumoasă poveste de dragoste. Dar știți, Mihail Sebastian este așa un autor care toate poveștile lui nu au un sfârșit fericit. Dar sunt foarte, foarte, foarte atractive prin faptul că tu, ca spectator, ai vedea o altă cale. Cu te s-ar putea de procedat altfel. Și atât din acest punct de vedere, că există o dragoste adevărată, că există oameni care caută dragoste și vor să iubească și să fie iubiți, dar nu au posibilitate fiind cu omul care sunt acum alături. Atunci de ce să nu faci o schimbare? De ce nu facem o schimbare? Că ne este comod așa? Chiar dacă nu iubesc, mie îmi este bine, îmi este comod, e cu bani, totul este purtat în brațe, dar nu asta vrei, nu vrei, vrei suflet. Rolul meu este Pascu. Cum zice fiica mea, este un rol de un minut, dar destul de important, pentru că acest personaj vine și aduce profesorului cartea, care costă 22.000 de lei, în acea perioadă era o sumă fabuloasă, și după această carte, după acest eveniment, se începe relația dintre domnul profesor și Mona. E o poveste frumoasă de dragoste, o piesă super și hipermontată, nu doar în, aici în Moldova și în România, dar peste tot în lume. Și sunt absolut convins că vom avea succes, pentru că
Noi, Teatrul Național Mihai Eminescu, suntem așteptați de către diasporă. Când vestea despre turneul european a ajuns la urechile actorilor, aceștia au fost plăcut, surprinși și emoționați. Pentru mulți dintre ei, această oportunitate de a-și prezenta talentul și de a împărtăși povestea lor în fața unui public internațional a fost ca un vis devenit realitate. Am primit o veste nemaipomenită atunci când s-a spus că se preconizează un turneu prin Europa organizat de Guvernul Republicii Moldova, de Ministerul Culturii. Oh, aoleu, enigma mare era ce spectacol pleacă. Suntem, nu suntem, cine e, cum e? Ei, s-a aflat prin surse așa neoficiale, s-a aflat cu ce spectacol plecăm. Deja eu știam că plec. Sigur, este o bucurie enormă să vizităm capitalele europene, Madrid, Lisabona, mergem și în Frankfurt, în Germania, pe urmă Paris, Milano, deci avem de colindat Europa în lung și în lat, vorba aia. Am zis, wow, chiar? Pe urmă mă gândeam, dar cu ce spectacol? Sunt în acea listă, dar de ce el? O sumedenie de întrebări. Întrebarea, cu ce mergem? Cu autobuzul, e foarte departe. Și am aflat că e cu avionul și am zis, wow, în sfârșit va fi mai repede, nu va trebui să ne chinuim 3-4-5 zile în autocar, da? Apoi echipa, de echipă mie, indiferent cu ce spectacol merg. Important că mergem, că se întreabă, că vom călători, că vom cunoaște locuri noi, oameni noi, chemăm lumea să vină, să se odihnească împreună cu noi. Știu că sunt ocupați, știu că fiecare oră e scumpă acolo, dar din tot sufletul le doresc să găsească acele câteva ore ca să vină să fim împreună. Toți colegii, chiar vedeți că nu toți, toată lumea merge cu noi, vin să ne ureze drum bun, ne susțin, ne țin pumnii și da, e o bucurie comună a întregii echipe, a întregii familii care se numește Teatrul Mihai Eminescu. Chiar e o experiență pe care o așteptăm cu sufletul oprit, cu respirația oprită, de fapt, și eu cred că aceste întâlniri, aceste comunicări pe care le-am avea, nu numai prin prisma spectacolului Steaua fără nume în regia lui Alexandru Kozov, dar avem și alte proiecte, deci recitaluri, avem proiecții de film despre o istorie tumultoasă, anevoioasă a Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. De fapt, cum au și spus mulți care au vizionat filmul anul trecut, este de fapt istoria unui popor, a românilor din Basarabia, prin prisma culturii. Asta vom încerca să facem. Cu inima deschisă și cu nerăbdare, actorii trupei Teatrului Național Mihai Eminescu își doresc să-i aibă alături pe cât mai mulți spectatori și conaționali care duc dorul de țară, de cultură și de neam. Pentru ei, fiecare privire din sală este o îmbrățișare călduroasă, iar fiecare rundă de aplauze este o confirmare a conexiunilor cu publicul. Ne dorim să vină oamenii, să aibă acea emoție, să le prindă bine acea hrană pentru suflet pe care le-o aducem noi de acasă. Și prezența lor în sală va fi o dovadă în plus că ei au nevoie de teatru și acolo peste hotare pentru ei. Asta ne dorim cel mai mult, să le aducem o emoție de care au nevoie, să-i facem să se oprească pentru acele 2 ore și 15 minute și să trăiască o poveste alături de noi. Noi toți avem nevoie de o evadare. Eu abia aștept să merg pentru că am prieteni de copilărie. Cei mai buni prieteni ai mei sunt acum în străinătate. Oameni de care mă leagă foarte multe amintiri plăcute, prieteni alături de care am crescut, cu care am învățat. Am învățat să fim oameni și uite că ne vom reîntâlni. Bine că ne-am mai reîntâlnit noi și pe aici, pe la Teatrul Național, dar această ocazie este una specială și faptul că a fost posibil acest turneu este deja o minune. Dacă vor reuși să ajungă, eu cred că este acea legătură cu casa. Acel dor de casă care este întotdeauna neîmplinit, acel dor care își planifică să vină, dar poate nu mai au la cine veni. Și asta este, pentru că știu de ce spun asta. Și atunci venim noi. Este un suflu nou, este o respirație, că oriunde te-ai afla în lume, oricum, tu știi de unde vii și întotdeauna ți-e dor de casă, chiar dacă știi că nimeni nu te așteaptă acolo.
Actorii își doresc să împărtășească emoția și frumusețea spectacolului lor cu tot ceea ce simt chemarea rădăcinilor și dragostea pentru Moldova. Eu îmi doresc doar ca acest lucru să se întâmple, în ce sens să se întâmple, să vină lume, să vină cât mai multe lume de a noastră care se află acolo peste hotare, să vadă acest spectacol, să audă limba, să audă limba română, să se întâlnească bun, să vadă actorii pe viu. Da? Cred că au și eu necesitate de acest lucru, nu știu, de un dor, acest dor a noastră frumos, care, cum spunem, cineva din poeții, scriitorii noștri, că dorul există numai la noi. Așa că, ne dorim să aibă succes acest turneu. Credeți-mă că e o responsabilitate aparte, dar totodată e și pe post de ambasador teatru acum, pentru că o carte de vizită și pentru cei care sunt alături de conaționalii noștri. De aia spectacolul în țările în care se vor juca va fi asigurată și subtitrarea în spaniole, în italiane, în franceze, în engleze. Cu un program bine stabilit și o determinare de neclintit, trupa Teatrului Național Mihai Eminescu are în față o călătorie plină de evenimente memorabile. Orașele și țările în care vor juca spectacolul au fost selectate cu grijă și atenție de către reprezentanții Guvernului și a Ministerului Culturii. Am avut o discuție cu Ministerul Culturii și cu Ministerul Afacerilor Externe ca să îmbinăm diplomația culturală, dar și anumite acțiuni culturale pentru diaspora noastră, pentru oamenii care trăiesc peste hotare. Și atunci am analizat două componente. Prima este țările în care e bine să aducem în alții oficiali la spectacol, să privească spectacolul, să cunoască mai mult despre cultura Moldovei, sub aspectul de diplomație culturală, sub aspectul negocierilor de integrare și e bine să ne apropiem de statele europene, să ne cunoască mai bine sub toate aspectele, inclusiv cultural. Și a doua, concentrația de moldoveni, unde sunt mai mulți moldoveni și unde ar vrea ei să... Uneori avem chiar și cereri multiple la BRD, că ar fi bine să veniți, vrem și noi ceva cultură, acțiuni culturale, nu prea s-au făcut. În programul nou pentru diaspora, care a fost aprobat anul trecut, noi am inclus specific acțiuni culturale și este una dintre prioritățile BRD. Cu o colaborare strânsă și o determinare comună de a promova cultura și tradițiile moldovenești în lume, cei de la Biroul Relațiilor cu Diaspora și conaționalii stabiliți peste hotare s-au unit într-o echipă puternică pentru a organiza acest turneu memorabil. Un pilon de bază este diaspora în organizare, pentru că ei sunt acolo, ei sunt pe loc și ei ne ajută enorm. Avem țări în care asociațiile au rezervat săli, le-au găsit ei. Ei în unele țări ne vinde bilete pentru că sălile sunt cu plată, deci avem un bilet subvenționat cumva, dar totuși este și o plată simbolică pentru majoritatea statelor. Și atunci sunt oameni care promovează acest spectacol. Diaspora este de mare, mare ajutor, pentru că ei sunt în conexiune cu comunitatea, sunt acolo, cunosc sălile, cunosc, nu știu, dorințele publicului și atunci suntem tare recunoscători pentru ei. Deci avem și o colaborare cu ambasadele, cu siguranță, ei ne ajută, dar și o mare colaborare cu asociațiile și cu diaspora care promovează intens acest turneu, dar și s-a implicat plenar la organizare. Înainte de a porni în călătoria prin Europa, actorii trupei Teatrului Național Mihai Eminescu și-au pregătit bagajele cu grijă și cu dragoste. În genți, pe lângă costume și alte obiecte necesare pentru deplasare, au pus și câteva daruri speciale din Moldova. Am luat mărțișori pentru ai noștri, am luat bomboane și cam atât. Am luat așa strictul necesar pentru că avem și o limită la bagaje, dar... Da, am luat ceva ce nu s-ar găsi acolo, mai ales că am colegi de liceu cărora le-am scris și au luat destul de serios venirea noastră acolo, zicând că ne așteaptă ziua în care vom juca spectacolul. Ei nu mai merg la serviciu, vin să vorbim, să povestim. De fapt, am luat multă speranță și gânduri bune. Ui, că noi le aducem pe bună dreptate, mărțișoare în toată lumea. Chiar am adus mărțișoare, ia uite ce bine gândit.
sunt niște mărțișoare pe care ni le-au oferit biroul relații cu diaspora. Deci, pur fizic avem mărțișoare, avem mărțișoare și din partea la toți cei 10 care suntem implicați în spectacol, deci va fi un mărțișor pe bune. Trebuie să ajungă, pentru că noi venim de la Chișinău, de acasă, ca să zic așa, cu impresii proaspete, cu... Însă și noi, că venim de aici, din Moldova, să ne vadă, să mai vadă ce facem, să le mai întrebe cum mai e, să le povestim, să ne povestim unii la alții cum merg lucrurile la ei, la noi. Adică eu cred că o să fie o întâlnire de suflet. Înainte de plecare, o atmosferă de emoție și susținere a înconjurat echipa trupei Teatrului Național Mihai Eminescu. Printre cei prezenți s-au numărat și cei dragi, care au venit să-i petreacă pe actori în turneu. Mihaela Damian, actrița și soția actorului Petru Oistric, a fost profund emoționată pentru partenerul său. În primul rând, emoționată. Bineînțeles, pentru că noi cu Petru rar când ne despărțim, dar sunt pe de altă parte foarte fericită că s-a dat start unui astfel de turneu și colegii mei o să reprezinte frumos și teatrul și țara și le-am zis să culeagă acolo aplauze și să vină acasă entuziasmați și să vrea să se mai meargă și bineînțeles diaspora să ne aștepte și cu alte spectacole. Echipa trupei Teatrului Național Mihai Eminescu este o echipă sudată, alcătuită din profesioniști dedicați și pasionați de arta scenică. În total, cu tot cu mașiniștii, cu tot cu cei de la tehnic, luminiști, la lumini, la sunet, suntem 18. 10 actori, cred că, da, undeva așa. Cu o săptămână înainte de debutul turneului european, decorul spectacolului a fost încărcat într-un camion și a pornit spre Europa. Destinațiile acestui impresionant decor sunt orașele în care vor avea loc spectacolele, pregătindu-se să aducă magia și atmosfera spectacolului Steaua fără nume pe scenele din Europa. Acum, deja de o săptămână au plecat la drum decorul cu camionul și ieri ne-a confirmat că era la suburbia Lisabonei. Astăzi zburăm noi și poi mâine avem prima reprezentație, primul spectacol în teatru de la Cascais, de la Lisabona, și după care urmează Frankfurt, urmează Madrid. În Spania avem 3 orașe, Santander, Barcelona și vom reveni pe o săptămână, se va juca și la sediu, se vor juca spectacole, avem programul încărcat. Și pe urmă, pe 28 plecăm, avem Padova, Milano, Paris pe 2 aprilie, pe 7 aprilie Londra, pe 9 aprilie Dublin și pe data de 12 aprilie vom încheia acest frumos turneu la Bruxelles. Toate orașele sunt ceva nou pentru noi și eu ador călătoriile, dar mai ales vreau să văd oamenii noștri acolo, vreau să vorbim, să ne povestească cum e să primești un spectacol de acasă în inima Europei. Vreau să-i văd oamenii, asta vreau. Dragii noștri, în clipele următoare, Teatrul Național Mihai Eminescu pornește cu un mărțișor în întreaga lume. Pe data de 6 martie ne vedem la Cascais, Portugalia. Pe 10 martie, Frankfurt, Germania. Pe 12 martie, Madrid, Spania. 14 martie, Santander, Spania. 29 martie, Padova, Italia. 30 martie, Italia, Milano. 2 aprilie, Paris, Franța. 7 aprilie, Londra, Marea Britanie. 9 aprilie, Dublin. 12 aprilie, Regatul Belgiei, Bruxelles. Ne vedem la spectacol! Pe parcursul pregătirilor pentru turneul remarcabil, reprezentanții de la Biroul Relații cu Diaspora au înțeles cât de așteptate sunt spectacolele autohtone în afara granițelor de către moldovenii aflați peste hotare. Este foarte important. Din comunicarea noastră, iar noi comunicăm zilnic la BRD cu naționalii noștri, îi întâlnim aici, ne vedem cu ei, organizăm și evenimente aici pe loc. Ei vor, sunt doritori să vadă cultură, în ultimul rând, să prezinte cultura Moldovei adolescenților care trăiesc acolo, nu prea cunosc nici româna,
mulți dintre ei, trebuie să o recunoaștem, că deja un pic se pierde legătura. Și atunci e bine pentru copiii ăia care s-au născut acolo, trăiesc acolo, să cunoască despre cultura Republicii Moldova. Iar subtitrarea de ce este importantă, în ultimul rând, pentru că inserăm dimensiunea diplomației culturale și atunci la fiecare spectacol va fi un număr de oficiali care sunt invitați de ambasade să cunoască cultura Republicii Moldova și atunci e nevoie să fie subtitrată în limba de țara respectivă. Pe 6 martie, în Portugalia, în frumosul oraș Cascais, a avut loc un spectacol extraordinar al trupei Teatrului Național Mihai Eminescu. Într-o atmosferă plină de emoție și bucurie, actorii au adus în fața publicului portughez magia și povestea captivantă a spectacolului Steaua fără nume. Vă mulțumesc din suflet că ați venit să comunicați cu noi, să împărtășim bucuria unor emoții, poate pentru noi sunt de nedescris, pentru că suntem și noi actorii în căutarea spectatorilor duși de acasă, dar cu dor de casă. Încercăm să aducem dorul mai aproape de casă. Pentru actorii trupei Teatrului Național Mihai Eminescu, spectacolul a fost mai mult decât o simplă reprezentație pe scenă. Ei au considerat esențial să interacționeze și să se conecteze cu publicul din Portugalia într-un mod profund și autentic. Vă anunț că dacă la sfârșit veți dori, veți solicita să mai rămânem vreo 5 minute, 10 minute, să comunicăm cu actorii care vor evolua în astă seară, suntem deschiși și ne descoperim sufletul pentru acest dor de a comunica cu dumneavoastră. Noi astăzi cu dumneavoastră ne aflăm într-un teatru mare. Noi ne aflăm în acest sanctuar al culturii și arhitecturii portugheze, mândriei Cascaișului, teatru experimental din Cascais. Larisa, stabilită în Portugalia de 18 ani, a fost printre spectatorii emoționați. Cu o legătură puternică cu rădăcinile sale moldovenești, Larisa a simțit o chemare aparte să fie prezentă la acest eveniment cultural. Chiar și după atâția ani petrecuți departe de casă, dorul de tradițiile și cultura moldovenească nu s-au estompat niciodată în inima sa. Am venit la acest spectacol, de fapt, din start, văzând invitația, am simțit ca o oportunitate și nu am vrut să o ratez. Am venit aici cu dragoste față de cei ce este al nostru, să auzim limba română, să mai revăd odată actorii îndrăgiți care cu 18 ani în urmă am avut ocazia să-i văd mai tineri pe atunci. Steaua fără nume ne trezește nouă, de fapt, ne duce în timp. Noi toți suntem ca niște steluțe fără nume care am emigrat din Republica Moldova și iată și noi suntem din gară în gară. Actorii au venit cu același mesaj ca să ne înduioșeze și au reușit, dar totodată să ne stimuleze pe noi și să ne oprească puțin din goana spre materialism și să ne trezească, să ne educe de fapt spre a fi mai empatici, spre a fi mai îndrăgostiți de aproapele, spre a fi mai altruiști și să iubim viața. Pentru majoritatea celor prezenți în sală, acest spectacol a fost ca o oază de aer proaspăt și o potolire a dorului de Moldova. În mijlocul agitației și a vieții cotidiene, această reprezentație teatrală a oferit un moment de respiro și de reconectare cu rădăcinile culturale. Am venit astăzi la spectacol fiindcă îmi place de Moldova, îmi place să-mi aduc aminte de spectacole, de actorii noștri, de vorba noastră românească care o învățăm și o știm și noi în Republica Moldova cu dificultate, dar suntem, vorbim limba asta. Și mi-a părut foarte bine când am văzut actorii cunoscuți. Pe domnul Osici, doamna Decusară, cunosc pe domnul Hadârcă, Petru Hadârcă, că este din raionul Sângerei, de unde și maica mea din satul Coșcodeni, soția mea din satul Grigorovca, raionul Sângerei.
Pentru Natalia, acest spectacol a fost o experiență emoționantă care a atins-o până la lacrimi. Fiecare replică rostită, fiecare mișcare scenică și fiecare notă muzicală i-au atins sufletul într-un mod profund și personal. Emoțiile puternice și energia transmisă de actori au făcut-o să simtă o legătură specială cu țara sa de origine și cu tradițiile culturale. Uite, un spectacol în limba română, la 5.000 km de Moldova, cu actori renumiți, emeriți din Republica Moldova, este ca un balzam pentru noi, pentru cei plecați de acasă. Sincer, am simțit că sunt acasă, aproape de ai mei. Emoții pozitive, inima împlinită și trebuie să spune că și ochii înlăcrimați spre sfârșit. Angela, stabilită în Portugalia de peste 2 decenii, a așteptat cu sufletul la gură acest spectacol timp de toți acești ani. Cu fiecare moment petrecut în sala de spectacol, Angela a simțit cum dorul de casă și tradițiile sale se transformă într-o experiență vie și emoționantă. Probabil am așteptat acest spectacol o viață. De câte ori mergem la Chișinău, mergem vara și teatrul, circul, teatrul de operă, totdeauna au concediu când noi mergem. Noi am așteptat foarte mult pentru că ne este dor de actorii noștri, de teatrul nostru, de vocile noastre. Mi-a părut foarte bine. Probabil n-am mai avut ocazia să-l văd pe domnul Petru Hadârcă, pentru că eram studenți când eram acasă și nu l-am văzut așa pe viu, nu mi-amintesc, și mi-a părut foarte bine, și la fel toți actorii. Ne revedem după publicitate. Stați aproape! În publicul select al spectacolului a fost prezentă și Elena Dumitrescu-Netvic, fosta cântăreață de operă de renume, care a construit o carieră strălucitoare în vest. Cu ani de experiență în spatele ei, Elena a devenit nu doar o artistă remarcabilă, ci și o scriitoare importantă, respectată și apreciată pentru operele sale literare. Sunt Elena Dumitrescu-Netvic, fostă cântăreață de operă româncă, și sunt legată de foarte mulți moldoveni și am fost fericită astăzi că am putut să răspund la această invitație, fiindcă această piesă de teatru a lui Mihai Sebastian este piesa tinereții mele, este prima piesă pe care am văzut-o în orașul meu natal, la Brăila, și am fost încântată în seara asta să văd acest spectacol reînnoit într-o formă așa de proaspătă, așa de frumos jucată, cu atâta ritm, cu atâta profesionalism și într-o limbă românească foarte frumoasă. I-a fost actorii excepționali, regia foarte frumoasă, cu un ton foarte natural și artistic până în cele mai mici detalii. Printre cei prezenți la spectacol s-au numărat actori și reprezentanți ai artei portugheză, dornici să descopere și să se bucure de frumusețea și profunzimea culturii moldovenești. Prezența lor în sală a adus un sentiment de deschidere și de împărtășire a experiențelor artistice în diferitele comunități culturale. Olha, eu gostei muito, foi, levei algum tempo a habituar-me à língua, mas depois de apreendida a convenção, foi muito fácil acompanhar e foi muito interessante ouvir outra sonoridade também. É um espetáculo com elevadíssima qualidade, surpreendeu-me também toda a outra parte a nível técnico, que são todos extraordinários, e realmente estou muito, muito contente, porque surpreendeu-me muito, o espetáculo é lindíssimo, de uma sensibilidade enorme, e quando vim a descobrir que era um espetáculo que foi feito em tempo de guerra e de uma forma tão especial, que é tão especial, eu realmente recomendo, onde puderem ir ver este espetáculo, vão, porque é maravilhoso, maravilhoso. Ah, isso completamente, sim. O teatro tem uma linguagem universal, isso é muito interessante, não é? Eu estava a dizer isso aos meus amigos que vieram comigo, que de repente estamos a ver uma peça toda, não é? Numa língua diferente, e percebemos tudo. Pronto, também porque estão lá as legendas, não é? Mas nem sempre é fácil acompanhar no teatro. E é uma linguagem universal, é uma linguagem muito... O teatro é, de facto, por muito que se...
que passa o tempo, não é o teatro, é o teatro, e portanto chega às pessoas. Para o público moldavo, que eu tenho estudado sobre a Moldávia, porque tenho andado a fazer pesquisas enormes sobre a Moldávia, realmente estou muito curioso em lá ir em breve, porque tenho alguns convites para lá ir em breve, e estou muito surpreso pela positiva, pela forma como têm de características de raiz, a cultura, que é uma coisa que a mim me diz muito, e realmente estou muito curioso, e é um povo extremamente afável, dócil. Eu acho que nos identificamos muito entre os portugueses e os moldavos, acho que temos muitas coisas em comum, isso é muito, muito engraçado também. Pentru conaționalii prezenți în sală, acest spectacol a reprezentat mai mult decât o simplă piesă de teatru. A fost o adevărată reîntoarcere acasă. În acea seară specială, distanța parcă și-a pierdut din cifre și kilometri, iar inimile și sufletele lor s-au regăsit pentru un scurt timp în patria lor. Am venit acasă, o bucățică din Moldova mea la noi în ospeță, e la capul pământului și nu se încăpea ca să nu vin. Nu se încăpea să nu fiu prezentă. Foarte frumos, foarte, foarte emoționant. Am simțit că mă aflu acasă, în Republica Moldova. Mi-a plăcut atmosfera teatrului, atârnarea a spectatorilor față de spectacol, de tot ce a fost acum, în această seară, de spectacol, nemaipomenit de frumos, a fost și interesant. Am simțit că timpul trece repede și poate și noi am făcut o alegere greșită, dar așa a fost să fie. Probabil trebuie să nu socotim timpul și să facem toate lucrurile ca să le reușim. Textul acesta lui Mihail Sebastian este un text care merită prezentat și cred că nu există o legătură mai frumoasă în lume decât o legătură artistică teatrală. Pentru că teatru aduce emoție, ne face umani și ați văzut, toată lumea a râs în sală tot timpul și sunt sigur că și mulți au pierdut o lacrimă din când în când. Foarte rău, doamnă! Dar cum te cheamă? Domnișoara Cucu! Vezi, bună! Nici nume n-are! Domnișoara Cucu și nimic mai mult! Cu fiecare replică rostită, au simțit că sunt din nou în mijlocul culturii moldovenești, chiar și în inima Portugaliei. A fost un moment magic în care sentimentul de apartenență și de comuniune a strălucit mai intens ca niciodată. Au reușit să ne transmită, de fapt, actorii de acasă, iar noi am simțit-o mai sufletește, deoarece s-a zis și s-a vorbit în limba română. Da, desigur, și ne-au făcut să zâmbim, de asemenea, românește. Vă mulțumim din suflet, dragii noștri, și vă mai așteptăm cu alte spectacole, în alt format și, desigur, să-i aduceți și pe cei de la Prichindel pe la noi. Totul mi-a plăcut și, în special, sfârșitul. Sfârșitul, într-adevăr, ne pune pe gânduri și parcă ne regăsim totdeauna, de la început până la urmă, ne regăsim undeva în acest spectacol ca plecați de acasă, dor de casă, ce este mai sfânt pentru noi, ce este mai scump pentru noi. În timpul spectacolului, fiecare dintre cei prezenți a fost captivat de momente de admirație și introspecție profundă. Mi-a plăcut foarte mult partea spectacolului unde actrița principală, adică Mona, a reușit să distingă partea materialistă de partea sufletistă. Adică, iată, acest clișeu, acest moment, s-a simțit empatia față de cine suntem noi de fapt. Sentimentele noastre sunt mai de preț. Spectacolul în general, jocul actorilor, decorul, și am fost chiar impresionată, am înțeles că au adus acest decor din Moldova, dar mai ales mesajul care a fost transmis de acest spectacol, de această tragică comedie, cu un sfârșit cam nu chiar fericit. Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani, să vedem un teatru, pentru că un teatru de acasă este cel mai bun, ce ne poate face fericit.
știți, uităm de multe, sunt emoții doar pozitive, frumoase, fără cuvinte. Sunt foarte emoționată și foarte, foarte bucuroasă că am venit și din primul moment când am aflat că va veni teatrul, abia așteptam, deci, să vină această zi. De aici, anume din această sală, de la acest teatru, începe turneul european teatral. În 10 orașe, da, o să aveți spectacole. Așa e. Atunci, vedeți, noi suntem primii. Primii. În martie și aprilie, spectacolul Steaua fără nume va călători prin numai puține de 9 orașe din Europa. Această incursiune în lumea scenică europeană este o oportunitate unică de a împărtăși povestea și frumusețea culturii moldovenești cu publicul din întreaga regiune. Spectacolul va avea loc pe 14 martie, ora 19, la Stiero, sala Breton. Capacitatea sălii este de 280 de locuri, care practic au fost deja rezervate. În primul rând, ne dorim să cunoaștem echipa formată din cei mai buni actori ai Teatrului Național Mihai Eminescu și, desigur, vrem ca mesajul campaniei guvernului în formă de mărțișor să ajungă în inimile tuturor moldovenilor din diaspora. Din experiența pe care o avem ca asociație în organizarea de evenimente în diaspora, pot spune ferm că spectacolele, concertele, proiecțiile de film autohtone sunt adevărate lecții de istorie și de limbă română. Este instrumentul care ne va menține mereu legătura cu plaiul nostru drag. Ne bucurăm foarte mult că s-au deschis punți, s-au deschis poduri, drumuri ca să ajungă actorii noștri în Europa, în internațional, să fie cât mai multe teatre să ajungă la noi și noi să, la rândul nostru, să ne putem bucura, să se poate bucura și copiii noștri crescuți aici, care sunt crescuți cu cultura franceză, adolescenții noștri la fel, care vor descoperi un teatru jucat de actorii noștri basarabeni pe scenele, pe scena pariziană și pe scenele din teatrele din Europa. Noi vă așteptăm cu mult drag, dragi actori, și vă dorim mari, mari, mari succese. Cu inimile pline de emoție și nerăbdare, actorii sunt în așteptare să întâlnească diaspora și publicul din fiecare oraș pe care îl vor vizita. Pentru ei, această călătorie este mai mult decât o simplă serie de spectacole. Este o oportunitate de a se conecta cu oameni noi, de a împărtăși emoții și povești și de a simți căldura și sprijinul comunității moldovenești din întreaga Europa. Vă așteptăm cu mare drag la spectacol, să vă odihniți împreună cu noi, să vă împliniți dorul de casă, dorul de limba română, dorul de noi și noi de voi. Suntem foarte curioși să vă cunoaștem. Suntem cu sufletul deschis și cu brațele deschise să vă cuprindem pe toți. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, vă așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim în sălile de spectacol, în orașele în care vom juca, deci cum am zis, la Lisabona, Madrid, Frankfurt pe Main, deci Paris urmează, Madrid, deci unde vedeți că e spectacolul Steaua fără nume, acolo vă rugăm să veniți în număr cât mai mare. Vă mulțumim și așteptăm să ne întâlnim cu mare drag. Veniți la teatru. Prea mult teatru, doza prea mare de teatru niciodată nu strică, dimpotrivă. Noi vă aducem un mărțișor pentru suflet. Veniți să-l savurăm împreună, veniți după să ne îmbrățișăm, să povestim, să ne simțim așa un pic acasă, împreună. Dragii noștri, vă așteptăm să ne vedem în sălile de spectacol. Ne dorim săli pline, cu oameni vii, care abia așteaptă să revadă, să reaudă un text de Mihail Sebastian în interpretarea actorilor Teatrului Național Mihai Eminescu. Vă iubim și vă așteptăm! Pentru anul 2024, planurile includ organizarea unei serii de evenimente speciale destinate diasporei nu doar în Europa, ci și în Moldova. Suntem în proces de organizarea zilelor diasporei în august. Vreau să vă zic că o să modificăm un pic stilul. Vrem să o facem mai mult sub formă de festival, să dureze un pic mai mult.
Și o să depunem efort să fie foarte interesant. Deci așteptăm cât mai multă lume în august să vină la zilele diasporei. Tot în august va fi tabără DOR. Tabără DOR, știți bine, copiii între 12 și 17 ani de peste hotare pot să vină la tabără. Avem cele mai bune feedback-uri la această tabără, pentru că am avut și o analiză, am analizat toți anii de până acum și toată lumea e încântată și ne străduim anul ăsta să o facem la maxim de interesant programul. În același timp, suntem acum în analiza dosarelor DAR 1+3, sunt dosare care țin de dezvoltarea comunității, parteneriat între diaspora și primării. Sunt 80 de aplicări, dacă îmi amintesc, și echipa acum analizează dosarele. Mersi tuturor pentru interes. Am depus și noi efort să promovăm, dar ne-am bucurat că sunt multe, multe cereri. Cei interesați din diasporă vor avea oportunitatea de a aplica pentru granturile care vor fi oferite în acest an. Acestea vor reprezenta un sprijin important pentru proiectele și inițiativele culturale, sociale sau educaționale ale comunităților moldovenești din întreaga lume. În luna martie, acum cred că în două jumătate, o să lansăm Diaspora Engagement Hub. Iată, aici este o oportunitate foarte faină pentru diaspora să primească finanțare pentru activități în diaspora. Ar putea fi și culturale, ar putea fi, am avut expoziții organizate prin Diaspora Engagement Hub, am avut evenimente interesante organizate. Și atunci îi încurajez pe toți să urmărească pagina biroului Relații cu Diaspora și să prindă această oportunitate. Vrem să majorăm și suma care va fi acordată, pentru că deja după ani de zile nu putem păstra aceeași sumă pentru proiectele lor. Da, cred că va fi până la 150.000. De obicei mai e nevoie și de o contribuție din partea asociațiilor, dar vrem să vedem proiecte frumoase și atunci, iarăși, asociațiile singuri se pot organiza pentru a desfășura activități culturale. Ceea ce ei fac, dar e bine că și statul poate să promoveze acest lucru. Prin intermediul spectacolului și al evenimentelor viitoare organizate pentru diasporă, se întrețese un fir invizibil ce leagă Moldova de comunitățile sale din întreaga lume, consolidând legăturile și promovând valorile și tradițiile care definesc identitatea moldovenească. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă.